Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Arad, la Agromalim, ediția cu numărul 30. Discutăm despre zootehnie, despre sectorul ovin și despre ce îi așteaptă pe fermierii noștri începând cu anul următor. Sunt câteva subiecte extrem de importante. Un subiect la fel de arzător pentru cei care se ocupă de creșterea ovinelor este ce fac cu produsele pe care le obțin, dacă laptele are un preț mic, nu știu ce preț poate avea lâna când cei care o cumpără oferă prețuri foarte, foarte mici, multe oi, mulți cei care cresc oi preferă să-i dea foc. E ajutorul acela de un leu pe kilogramul de 2 lei pe kilogramul de lână, dar știu că nu acoperă nici tunsul. Nu știu ce soluție aveți pentru acest produs în momentul de față. Domnul Bebeșele. Cu lână e o mare problemă, ne dă ajutorul ăsta de spune că 2 lei, să vedem dacă privim. Deocamdată e 1, dacă o dați 1, către... Da, promisiuni sunt că sunt 2 lei. Procesator către, da. Eu am pus oile azi primăvară și am plătit cam 6.000 de lei. Am plătit pe lână și am vândut-o în două ture. Au venit unii și mi-au luat, dar numai chiar spatele, l-au luat, mi-au dat 200 de lei, 200. După aia au mai venit și după aia altă și ne-au mai dat 150 de lei. Și am luat 350 de lei de pe 1500 de oi, de pe 1500 de lâni. Deci stați puțin că vreau să înțeleg și eu și cei de acasă. Da. Cât v-a costat tunsul? 6.000 de lei. Deci ați dat 6.000 de lei la tuns, da. Și pe lână ați primit? 350 de lei. Pe unde e afacerea? Păi ce afacere e asta? Nu e afacere. Păi nu știu ce afacere. Dar totuși nu mi-a luat-o, numai jumătate. Jumătate i-am dat foc. V-am spus că numai așa ce a fost fruntea, și-au o luat-o, ales. O ales-o. Încă tot și așa, o zis câtă mine că cât le dau eu să îmi fac acte. Să le dau tot eu bani ca să-mi dea hârtia să mă poți duce la apia cu ea. Și acum nu mai iau deloc lâna. Sună intermediar de ăștia, bă, ai dat lâna. Bă, nu, că m-am zis câtă el, m-am lână. Nu, zice, îmi dai 200 de lei la tonă și îți fac acte ca să te poți să duci la apia și nu-ți mai ia nici asta, lână. După câte știu eu și înțeleg, e infracțiune. E infracțiune, ce vă propun, da. Respectivii, adică să vă facă niște acte în fals, da? Niște intermediari. E de actualitate. E de actualitate. Doamne, niște intermediari. Toată lumea e intermedială acum. Care are o camionetă, intermedial. Vine și ea. Cu alte cuvinte, poți să nu ai, da, niciun fel de oaie, nici lână să nu ai. Dacă cunoști intermediarul, îi dai 200, da, de lei și, da, primești ajutor. E, asta e de și care nu are oi, poate să facă treaba asta. Să duce cu ăsta, îi dă la foaie că a luat 5 tone de lână, ăla a luat 10.000 de lei, adică 10.000. 1.000 de lei și eu făcut acte și se duce cu ea la apia, se duce, primește subvenția. E grav. E grav situația asta. Haideți să ne aducem aminte de unde am plecat. Acum 3-4 ani în urmă, vindeam lână cu 1,50 lei, 2 lei, 2 lei 20, chiar 2,50 lei, calitate super. Unde am ajuns? Nu știu dacă vă aduceți aminte, eu am zis, măcar mă bucur că cu subvenția de 1 leu pe kilogram se va cântări lâna. Că înainte de subvenție, o perioadă de jumătate de an, așa, după tunsul din primăvară, timpuriu, s-a plătit la prețurile care v-am spus, după jumătatea verii, un sezon ca și acum, s-a luat așa, la ochi, ca și cum ai cumpăra, la grămadă, știu, o căpiță de fân. Și eu am zis, doamne, mă bucur că prin leu ăsta se va cântări lâna, se va plăti măcar ce și ce pe kilogram și se va încasa leu. Uitați unde am ajuns. Acum încasăm leu, dar plătim din leu ăla sau 2 lei, da, eu știu de 2 lei. Și din acel 2 lei trebuie să le plătim să vină să o ia ce-i convine și să ne facă act. Părerea mea că asta este evoluția de la și efectul subvenției
de pe kilogramul de lână. E o evoluție sau o involuție? Dați-i dumneavoastră un microfon care funcționează. E o evoluție, din păcate. Ar trebui, în urma acestor acte normative, lâna să aibă o altă căutare, dar noi am ajuns nu să o vindem, să o donăm și să mai și plătim ca să primim acte. Din punctul meu de vedere și al colegilor, care la un moment dat am zis, un program ar fi bun dacă s-ar crea câteva centre pilot de prelucrare a lânii. Mai mult decât atât, ar trebui ca prin ghidul pe proiectele AFIR să se acorde punctaj agropensiunilor care fac izolații cu lână. Să creăm 2-3 centre pilot care să producă izolații de lână și apoi să sensibilizăm mediul de afaceri să vină și să investească, să creeze aceste produse de care noi avem nevoie. Noi ce am făcut în momentul de față? Acordăm un leu și mai nou 2 lei și acești bani ajung, nu cum spuneați dumneavoastră, la cei care vând pe niște acte, nu, că acolo ne-am înregistrat într-un registru, toți crescătorii de animale, în funcție de numărul de animale pe care le avem, nu putem depăși o anumită cantitate pe cap de animal, doar că atât scoatem de acolo din toată afacerea, că obținem subvenția pe lână și lâna o donăm și mai și plătim ca să primim actele pentru subvenția necesară. Domn profesor. Lâna este o problemă foarte, foarte mare. Eu aș porni, să spunem, de la structura de rasă. Până acum 30 de ani de zile, era rasa țurcană, era în jur de 35-38%, era merinosul, tot cam în procente aproape egale, merinosul și țigaia. Acum, țurcana este cam peste 80-85%, dar în zona de vest, eu am făcut niște studii pe aici cu toare, între 90-96%, pornind de aici Caraș, Timișu, Aradu și așa mai departe. Bun, care este treaba asta? Oile țurcană au o lână grosieră, ori industria textilă care prelucra lâna grosieră pentru covoare este la pământ. Deci problema este nu atât din partea crescătorilor. Bun, dar atunci haideți să ne gândim împreună sau probabil că dumneavoastră deja aveți câteva soluții. Da. Ce s-ar putea face în condițiile date încât acest produs să fie și el plătit într-un mod corespunzător? Nu vă faceți vise, sunt convins că veți primi nu știu ce bani, dar măcar să vă acoperiți acolo cheltuielile și să rămâneți cu ceva. Nu ce s-a întâmplat în cazul domnului Bebeșele, a plătit 6.000 de lei la tuns și a primit pe lână 350 de lei. O soluție ar fi ceea ce a spus domnul Ioveneasă. Lâna de calitate a treia și a doua să fie folosită ca izolator la construcții. Lâna calitatea întâia o putem transforma, dacă nu avem industrie textilă care să o prelucrăm, nu putem să o exportăm, pentru că nu prea avem centre. Ministerul a avut bunele intenții, domnule, vom face centre și treburi și mai dăm bănuți ăștia în plus, dar până la urmă lucrurile au cam ieșit de sub control, să spunem. Ce putem face? Lâna este o scleroproteină, scleroproteină formată din aminoacizi. Sunt niște fibre foarte micuțe în structura fibrei de lână, care sunt formate din 220 de aminoacizi. Jumate din acești aminoacizi sunt esențiali și se importă pentru porci și de pasăre din străinătate. Acum încercăm să vedem cu un institut de cercetări din București de produse textile, să vedem dacă această hidroliză a lânii este fezabilă din punct de vedere, și eu cred că este fezabilă, din punct de vedere a costurilor. Cât ne costă ca să putem obține acestea? Și atunci am avea o piață extraordinară pentru că avem cantități foarte mari de lână. La Țurcană se estimează anual că sunt în jur de 30.000 de tone de lână. Ori anul trecut s-au preluat în centrele astea, după câte știu, în jur de 5.000 de tone. Deci au mai rămas, cum se spune pe astea, pentru a... Mă și doare surță, pentru a fi aruncată sau arsă, și știu eu, mâncată de moli, ori mai rămas cantități imense. Trebuie văzut și pe zona industrială, domnule, putem exporta covoare sau treburi ca să dăm de lucru aici, nu ca materie primă, așa cum se mai întâmplă acum când se duc în Turcia. Deci ar fi niște soluții în viitor, să vedem ce putem face, dar cred că treaba asta cu
transformarea, să spunem, fir de lână în aminoacizi care să intre în hrana omnivorilor, păsări, porci, ar fi o soluție fezabilă și care ar aduce avantaje crescătorilor de ovine. Un alt subiect pe care vreau să-l dezbatem în momentul ăsta este legat de exportul animalelor vii. Pentru dumneavoastră reprezintă o gură de oxigen faptul că anumite țări din Orientul Mijlociu, țări arabe, vă cumpără animale. Prețurile acolo sunt cât de cât în regulă, e o gură de oxigen, e o portiță de salvare. Numai că au apărut discuții, dezbateri că aceste exporturi ar trebui interzise în sezonul cald, vara. Ele n-ar mai trebui să fie făcute în viziunea unora. Haideți să le explicăm oamenilor care e punctul dumneavoastră de vedere și de ce priviți lucrurile într-un anumit mod. Vă rog. Cer permisiunea de a începe eu acest subiect, dezbaterea acestui subiect. După ani de zile am reușit să redeschidem sau să recâștigăm o piață pe care noi am avut-o ca și tradiție, piața țărilor arabe. Și acum ce se întâmplă? Anumite ONG-uri, anumite persoane doresc să închidă. Concluzia care este? Că noi deranjăm în momentul de față că am luat locul pe aceste piețe altor state și aceste entități, ONG-uri și ce-or fi ele, sunt finanțate de acolo. Ce ne interesează pe noi atâta timp cât animalele din gospodăria noastră, din port, pleacă în condiții excelente? Ce ne interesează pe noi ce se întâmplă când ajung ele la destinație? Care este scopul? Care este substratul acestor legi sau acestor proiecte aberante? Eu zic că totul are o miză și cum noi în 29 de ani am reușit să distrugem tot, încercăm acum să distrugem și zootehnia. Ultima ramură, ultimul sector care încă mai aduce plus valoare, încă mai aduce valută la PIB-ul României. Cel puțin asta este părerea noastră, a celor care creștem animale și nu creștem de când au apărut subvențiile și nu creștem de când au apărut unele oportunități, care creștem animale și pe timpul lui Ceaușescu și am moștenit această tradiție. Domnul Cioranu. Mi se pare că este cel mai aprig, cel mai fierbinte subiect după subiectul câinilor și a pășunilor de acum 3 ani. De ce? De bine, de rău, întotdeauna am spus așa, eu personal, și bineînțeles am purtat cuvântul organizației noastre, de bine, de rău, omul muncește, se pregătește, acum cu fânuri, bagă berbeci la montă, se pregătește de nou, o nouă producție. Parțial am scăpat de producția lui 2019. Când să ne bucurăm și noi că a intrat pe piață, am recâștigat, cum a spus colegul nostru, piața Arabiei Saudite și piața Emiratelor Arabe, ne trezim că un ONG, Animals International, nu știu de unde a apărut, și culmea că a apărut imediat după ce România avea demersurile, de fapt după ce se concretizau demersurile făcute de către statul român către anumite țări, și anume, concret, în toamna lui 2016 a venit ministrul agriculturii din Arabia Saudită, în vizită la noi. În primăvara lui 2017, când acea vizită se concretiza cu venirea specialiștilor veterinari în România, și trageți dumneavoastră concluzia, în prima zi de vizită, fiind ne-am implicat direct organizațiile, în prima zi de vizită, dimineața, s-a salutat autoritatea sanitar-veterinară,
De acolo ne-am deplasat la Institutul de Diagnostic al Bolilor, Institutul Național din București. După aceea am vizitat, spre seară, după amiază, o fermă exportatoare. Pentru că oamenii au venit la concret, nu așa, dom'le, de unde vine animalul în ferma de export, cât stă în ferma aia pentru de carantinizare, după aceea pleacă, deci concret, nu povești. Ca să ne trezim seara când ne uităm pe Antena 3, acest ONG tuna și fulgera că animalele din România sunt maltratate, sunt fel și fel de termeni folosea acolo, la urcare în mașini, la descărcare din tiruri, la încărcare pe vapor, la modul cum sunt transportate pe vapor și tot așa. Bun. Trecut, am tăcut, am ascultat, a trecut. După un an și jumătate, cu ajutorul guvernului, s-a ajuns la relația cu Emiratele Arabe. Când delegația Emiratelor Arabe a ajuns în România, în aceea zi, în aceea seară, vă rog frumos să cercetați dacă eu spun povești, a apărut din nou pe un post de televiziune scandalul cu tratamentele aplicate animalelor la încărcare, la descărcare, la nu știu ce tăiere în țările unde ajung ele. Orice se întâmplă, domnul Ovidiu, nu este posibil ca să încarci un tir de animale și să le cânți cu fluiera să urce sus. Eu știu că copilul meu când a mers la grădiniță, dacă n-a vrut să meargă, l-am luat un piu de ureche și hai să mergem la grădiniță, că trebuie să mergi. El era învățat numai lângă mamă, da? Bun. Doi. Cum e posibil să răspundă fermierul din România? Că de fapt pe noi se răsfrânge, nu din alt principiu sau din alt punct de vedere. Cum e posibil toate lucrurile astea să se răsfrângă pe crescătorul de oi din România, care dă o calitate, și știți cum i-au spus cumpărătorii din Emiratele Arabe la calitatea cărnii din România? În comparație cu Australia, gold. Aveți cuvântul meu de onoare. Și vă și dau, dacă vreți, o poză cu o plancardă când am intrat la ei, când a intrat delegația noastră în fermă la ei, vă dau cuvântul meu de onoare, n-am știu că puteam să vin cu poza, scria mare, așa frumos, colorul României și zice, bine ați venit delegația României la noi. Deci, oamenii nevror, am recâștigat o piață și, hop, apar deja piedici. Ce poate, cu ce elan să plece fermierul român care nu știe ce l-așteaptă la vară? Se va opri exportul de animale vii sau nu se va opri? Cu ce elan pleacă el la o nouă producție? Că deja a început un nou ciclu de producție odată cu băgatul berbecilor la montă. Doi, ce poate să facă România când oile România fată, ianuarie, februarie, martie, grosul lor, ca să ajungă mielul la o cantitate, la o calitate și o greutate pentru apt pentru piață, trebuie să ajungă undeva la 35, 40, 50 de kilograme. Ori greutatea asta, produșii noștri ajung după jumătatea lui iunie. Vin căldurile. Înseamnă că România nu va mai vinde decât la sărbătorile pascale și catolice? Bun, nicio problemă, să ne dea bani, cine ne interzice, să ne dea bani, să suportăm, nu știu, o trecere peste 2-3 luni până vine iarna, răcoare, și ținem până atunci. Dar atunci ce facem cu ei? Că deja suntem în extra sezonul de cumpărare. Ei spun, această gașcă, că nu le pot spune altfel, spun că sabatorizăm. Nici o problemă pentru noi ca producători. Dar unde? Abatorul, după mine, ca în Germania, să facă același lucru. Să dea un preț cel puțin egal sau mai bun decât vânzarea noastră a animalelor vii. Și haideți să vorbim pe cifre acum. S-a încărcat la acel vapor care a plecat cu 66.000 de capete,
acel transport a ridicat prețul în piață cu un leu, un leu 50 per kilogramul de miel. Și poate să spună toată lumea, sau să confirme sau să infirme. Cum e posibil ca să iei în calcul, mă gândesc, declarațiile unui ONG susținut, atenție, de trei ori spun, de către o asociație a exportatorilor, crescătorilor și exportatorilor de bovine, ovine și caprine și porcine din România. Am sunat câțiva exportatori, bă, oameni buni, voi sunteți membri acolo? Ați mandatat pe cineva care să vă reprezinte, să ducă țara într-o situație de infringement, ca noi să nu mai putem vinde, sau după 2 ani să nu mai putem ajunge să vindem? Ce se întâmplă cu noi? Mi-au răspuns toți că ei nici nu știu de așa ceva. Plus noi, care noi nu suntem membri în acea asociație, nu înțeleg. Bun, 2, acel transport de care a mers către țările din Golf, a avut un medic oficial care a însoțit transportul. Bun, dar mortalitatea la cât se ridică la un astfel de transport? Sau de unde au apărut toate nemulțumirile respectivului ONG? Tocmai. Deci, din raportul medicului oficial, procentul de mortalitate se încadrează undeva la 1,5%. La acest transport a fost 0,5%. 1. 2. Dacă ne uităm pe raport, pe acel raport, în niciun loc nu a fost temperatura mai ridicată de 36 de grade, cred că. Putem analiza. Atunci, noi deja credem în România un ONG sau un raport de către un specialist delegat să facă și să raporteze toate condițiile în fiecare zi de transport. Am înțeles, dar spuneți-mi altceva. Alte țări, de exemplu Australia, Noua Zeelandă, care mai exportă în țările arabe și fac exporturi în condiții similare, ce mortalitate au? Că trebuie să știți. Deci, e ridicată, e mai scăzută decât la noi. Ce se întâmplă? Într-un minut, atât mai avem la dispoziție. Noi vorbim de un procent stabilit de către comunitatea europeană, a noastră, în orice condiție. În orice condiție să nu depășească 1,5%. Deci noi ne încadrăm, acel transport, mă refer, s-a încadrat la 0,5% și totuși e o mare problemă. Vă rog. Țările din Australia, adică Australia, Noua Zeelandă, exportă mai mult în carcasă. Foarte, foarte rar și în apropiere, în viu. Eu vreau să vă spun că lucrez la un proiect european, ShipNet, unde sunt mai multe țări care au o vei, să spunem, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda, Spania, Franța, Italia, România și Turcia. Peste tot normele de bunăstare și de protecție s-au înăsprit cumva cu tare. Dar asta nu înseamnă ca să luăm cazuri izolate și să ducem, să spunem, la asemenea pierdere aici, pentru că asemenea transporturi pur și simplu se cu aer condiționat. Scurt, în 30 de secunde. Dar aceste transporturi nu cad în responsabilitatea noastră, a crescătorilor români de ovine, a statului român. Astea sunt pe seama altor entități. Și atunci de ce vorbim? Păi pe noi nu ne interesează de ce se întâmplă în țara noastră și ne interesează de ce se întâmplă în Golf. Mi se pare o situație aberantă. Mi se pare că noi încercăm sau am luat locul altor state pe piața lumii. Vorbim de reguli europene. Păi și atunci de ce discutăm despre Australia? Că Australia nu face parte din Uniunea Europeană. Bun. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost astăzi aici. Sunt multe probleme în sectorul dumneavoastră. Cred că nu vor dispărea prea curând. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Le mulțumesc și celor de acasă. Le dau întâlnire mâine tot aici la AgroMalim, începând cu ora 11:30, când vom discuta din nou despre zootehnie, un concept integrat. Apoi la 15:30, într-o ediție specială de Agricultura la Raport, mâine aici în studio vor veni domnii Dimitrie Muscă, Călin Muscă și Cosmin Micu. Așadar, urmăriți edițiile noastre, transmisiile noastre de aici, de la Arad.